Că viața este fericire.
Dacă atunci când ne moare cineva apropiat, simțim un gol imens, o singurătate aparte, chiar dacă suntem înconjurați de cei dragi care încearcă să ne consoleze, rămâne singurătatea. Dar faptul că cei dragi se adună în comuniune, comuniunea înseamnă dragoste care spulberă singurătatea, care spulberă moartea și care instalează viața Dumnezeu însuși, fiind iubire și dătător de viață. Așadar, aceste amănunte trebuie să le avem în vedere. Singurătatea profundă se trăiește în moarte. Dar moartea nu ne definește. Nu ne definește. Și atunci nu este real. Este o ispită a celui rău. Atunci când simțim o singurătate adâncă, suntem vecini cu moartea. Însă nu este starea noastră firească. Și ce trebuie să facem? Sfântul Apostol Toma ne învață și de această dată. Singurătatea l-a făcut să se îndoiască. Atunci când a revenit în comuniune cu ceilalți apostoli, singurătatea s-a spulberat și inclusiv îndoială. S-a risipit. Și mai mult, a dovedit pentru că credința certitudinea strigând Domnul meu și Dumnezeu meu. Este adevărat că suferința este parte din viața fiecărui om care trăiește pe pământ. Câteodată este mai intensă. Și precum spuneam aseară la slujba de priveghi, căutăm de această suferință să o alinăm. Chiar să o vindecăm. Și nu suntem în stare. Mai ales atunci când suferința este pricinită de o boală terminală. Suntem cu adevărat neputincioși. Și cerem cu disperare ca Dumnezeu să vindece. Și Dumnezeu vindecă. Pentru că suferința este cea care vindecă sufletul. Și mai ales atunci când suferința devine un canon înaintea morții, este foarte evident că Dumnezeu a îngăduit-o ca ea să vindece sufletul. Ca sufletul, într-adevăr, să fie sănătos, virtuos, ca să poată să se reinstaleze în raiul pierdut și apoi în împărăția lui Dumnezeu. Doar un suflet sănătos poate ajunge în raiul lui Dumnezeu și în împărăția lui. Și iată ce ne învață Sfinții Părinți, ce ne învață viața efectivă, ce ne învață Sfintele Scripturi, că suferința vindecă sufletul. În realitate, murim pentru a trăi. Și mă repet, murim pentru a trăi. Succesiv, în viața noastră, dacă ne gândim cum trec anii și se adaugă unul după celălalt, vedem că la un moment dat, la o anumită vârstă, moare copilăria cu noi. Și devenim adulți. La un moment dat, moare și tinerețea cu noi. Și avem o vârstă care judecă tinerețea cu noi. Ajungem bătrâni și cu atât mai mult ne dăm seama că murim pentru că ne apropiem vertiginos de acest moment, de acest pas al trecerii din această
familia ei și noi toți. În ceea ce privește, în ceea ce ne privește, în ceea ce privește pe cei dragi ai noștri. A spus și aseară că poate n-am cunoscut toate de bine. Însă am cunoscut-o suficient. Și am cunoscut-o mai bine prin fratele nostru, Laurian. Și a fi de ajuns ca să ne dăm seama cât de deosebită a fost această ființă. Dar nu este numai Laurian. Este și Gineta. Dar nu este doar Gineta. Este și soțul ei, Ionuț. Este și tatăl ei, Dumitru Traian. Este și sora ei, Dumitru. Este și nepoata ei, Dumitru. Și nepoata ei, Dumitru. Și chiar Dumitru, care ne-a bucurat de prezența ei, de ospitalitate ei, de atenție ei, de discreție ei, dragostea. Ar fi împlinit peste câteva zile, 28 mai, vârsta de 18 ani. Împăratul David a fost mai generos. Nu s-a prins. Dar aceasta este taina lui Dumnezeu. El s-o putește să ar fi avut pentru ce să se bucure în această lume încă pentru multă vreme înainte. Dar oare chiar s-a întâiat cu el? Dacă ar fi să mă gândesc că ea se adaugă la moșii și strămoșii ei, începând cu mama Elvira, poate că tot așa ar fi de ajuns. O mamă se regăsește cu mama ei. Și dacă se regăsește cu mama ei în dragoste, cu siguranță că va cuprinde această atmosferă, această legătură, și va cuprinde și pe ceilalți care au rămas. S-a rânduit să fie mormântarea slujba de propor, în Bistrița și nu la Șiu. Deși acolo vom merge și vom face încumarea, adăugând-o lângă soțul ei, Eugen, care și pe el îl va întâlni asemenea. Mă întâlnește pe mama. Nu este lucru. De asemenea, este o lucrare dumnezeiască. Prezența noastră mărturisește acest lucru. Nu că la Șiu Europei ar fi fost mai puțin. Poate chiar ar fi fost mai mulți. Dar pentru că în acest loc ea și-a trăit mare parte din viața. Pentru că în acest loc a avut cei mai mulți prieteni, deși foarte puțini în realitate. Pentru că în acest loc ea a reușit să se dăruiască și vorbim și despre munca pe care o depunea alături de soț și de Gineta. Dar mă refer și la săraci pe care îi iubea. Pentru că avea această calitate discretă de a dărui și mai ales de a hrăni pe cei care au vreme
Ne dăm seama că nu există o despărțire reală.
Ci odată cu cei plecați din această lume, plecăm și noi. Odată cu cei care au plecat, plecăm și noi. Și murim puțin câte puțin pentru a trăi cu adevărat în veșnicia lui Dumnezeu. Înainte de a procede la cele care s-au gândit, mulțumesc în al treia Sfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care prin Părintele Consilier de Apocrama, aici prezent, a și trimis o scrisoare de întrebătare, căreia îi va da citire imediat. Mulțumesc Centrul Eparhial, mulțumesc părinților și maicilor din mănăstirile noastre, mulțumesc tuturor celor care au fost împreună slujitori în aceste clipe și vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor. Și de ce trebuie să vă mulțumesc? Ar trebui să o facă cu prisosință și ar fi reușit, probabil, Părintele Claudian. Dar